Bine v-am regăsit! Vom repeta astăzi împreună principalele noțiuni elementare de igienă și patologie. Pe scurt, toate bolile de la toate sistemele pe care le-ați învățat voi în acest an școlar, clasa 11-a, anatomie și fiziologie și genetică. Haideți să vedem. Începem cu aparatul digestiv. Aici avem cariile dentare. Voi trata exact cum mi se cere la bacalaureat, cauze, manifestări, prevenire. Trebuie să rețineți măcar 2-3 la fiecare, cel puțin. Cariile dentare. Cauze, bacterii, factori mecanici, chimici, variații bruște de temperatură, prea rece, apoi prea fierbinte. Manifestări, leziuni ale smalțului dentar, care pot ajunge până la pulpa dintelui și provoacă dureri. Prevenire, respectarea regulilor de igienă bucală, efectuarea controlului stomatologic, evitarea alimentelor prea reci sau prea fierbinți. Stomatita. Cauze, infecții, alergii, substanțe toxice. Manifestări, inflamarea mucoasei bucale, leziuni, stare generală alterată. Prevenire, respectarea regulilor de igienă bucală. Enterocolite. Cauze. Paraziți intestinali, bacterii, alergii, exces de antibiotice, care distrug flora noastră bacteriană benefică. Inflamații, manifestări, inflamații ale mucoasei intestinului subțire sau a celui gros, colici, diaree, febră. Prevenire, prepararea și păstrarea alimentelor în condiții igienice, spălarea fructelor și legumelor, spălarea mâinilor înainte de masă. Ciroza hepatică. Cauze. Hepatita endemică, alcoolism. Manifestări. Este boală cronică a ficatului, caracterizată prin distrugerea celulelor hepatice și proliferarea țesutului conjunctiv din interiorul ficatului. Măsuri de prevenire. Respectarea măsurilor de igienă, evitarea consumului excesiv de alcool, tutun și condimente. Litiaza biliară. Cauze: alimentație bogată în grăsimi, creșterea concentrației de sărul din sucul biliar. Manifestări: colica biliară, greață, vărsături, febră. Măsură de prevenire: reducerea consumului de grăsimi. Și pancreatita, cauze infecțioase, alcoolism cronic sau ulcer. Această pancreatită este asociată de obicei cu litiaza biliară. Manifestări: inflamație a pancreasului cu dureri abdominale puternice și vărsături. Măsuri de prevenire: alimentație echilibrată, evitarea consumului excesiv de alcool, mese regulate. Trecem acum la aparatul respirator. Gripa. Cauze: boală virală contagioasă, deci este produsă de un virus. Poate să apară izolat sau sub formă de epidemie. Manifestări: febră, secreții nazale, stare generală alterată, inflamații ale căilor respiratorii superioare, tuse, cefalee, adică dureri de cap. Se poate asocia și cu pneumonia. Prevenire: vaccinarea antigripală, alimentație bogată în vitamine, practicarea exercițiilor fizice, îmbrăcăminte adecvată, evitarea zonelor aglomerate. Fibroza pulmonară. Cauze: inhalarea microparticulelor de siliciu, cărbune sau asbest și tabacism, consumul de tutun. Manifestări: înlocuirea țesutului pulmonar normal cu țesut conjunctiv fibros, de aici și denumirea de fibroză, scăderea capacității respiratorii. Prevenire, respectarea normelor de protecție a muncii în anumite sectoare, filtre pentru aer și renunțarea la fumat. Emfizemul pulmonar, cauză. Fumatul este principala cauza acestei boli. Inhalarea unor substanțe iritante are loc o iritare a mucoasei bronșice și scăderea imunității locale. Cum se manifestă astuparea bronhilor? Expirația devine dificilă, aerul rămâne în alveole, nu mai este eliminat complet, expirat. Pereții alveolari se întind și se pot rupe. Se instalează cianoza și tusea. Prevenire: evitarea fumatului activ sau pasiv.
La aparatul circulator avem cardiopatie ischemică, cauza îngroșarea arterelor coronare și pierderea elasticității, ceea ce determină o irigare insuficientă a inimii. Manifestări, dureri toracice persistente de 20-30 de minute, tulburări de ritm cardiac, infarct. Hemoragii interne și externe. Cauză, secționarea unor vase de sânge interne, sângele ajunge în țesuturi sau în cavități, externe, sângele ajunge la suprafața corpului. Sau boli infecțioase și alergice. Manifestări, paloare, agitație, amețeli, hipotensiune, scade tensiunea, transpirație și senzație de sete. Leucemiile, cauză, creșterea numărului de leucocite până la câteva sute de mii pe milimetru cub de sânge. Leucocitele nou formate nu se maturează complet și reprezintă practic un cancer al sângelui. Manifestări, oboseală, anemie, hemoragii, creșterea în volum a ganglionilor limfatici, scăderea imunității. Anemii, cauza, scăderea numărului de hematii și a cantității de hemoglobină cauzată de lipsa fierului sau a vitaminei B12, pot fi și cauze genetice, infecțioase sau tumorale. Manifestări, paloare accentuată, oboseală, slăbire progresivă, aritmii. Ca și măsuri de prevenire la toate bolile aparatului circulator avem respectarea unui regim alimentar echilibrat, evitarea consumului de grăsimi, supraalimentării, evitarea fumatului, drogurilor, condimentelor, practicarea unor exerciții fizice, excursii și drumeții, tratarea bolilor infecțioase, evitarea traumatismelor, alimentație bogată în fier pentru hemoglobină și vitamine. La aparatul excretor avem cistita cauzată de infecții bacteriene, se manifestă prin urinări frecvente, dureri în timpul micțiunii, nevoia de a urina, deși nu se elimină nimic. Nefrita, cauzată de infecții bacteriene, este vorba despre un streptococ sau procese autoimune. Se manifestă prin hematurie, urină roșiatică, prezența proteinelor în urină și edeme. Glomerulonefrită, cauza tot un streptococ, o infecție bacteriană sau procese autoimune, se manifestă prin palpitații, hipertensiune, dureri lombare. Ca măsuri de prevenire pentru afecțiunile aparatului excretor, putem reține. Trebuie să avem o alimentație corectă, activități sportive, îmbrăcăminte adecvată, evitarea excesului de medicamente și igiena regiunii urogenitale și perianale. La sistemul nervos, coma este o stare patologică de inhibiție profundă a activității nervoase. Cauze, de fapt, apare ca urmare a unor boli grave, meningită, encefalită, hemoragii cerebrale, tumori, intoxicații medicamentoase. Cum se manifestă? Pierderea cunoștinței, sensibilității motrice voluntare, cu păstrarea funcțiilor respiratorii și circulatorii. Meningita este, de fapt, inflamarea meningelor cerebro-spinale. Cauză? Infecțioase, toxice sau alergice. Se manifestă prin febră, dureri de cap, vărsături, fotofobie, contracția mușchilor cefei, modificări în lichidul cefalorahidian. Hemoragii cerebrale sunt reprezentate, de fapt, de revărsarea sângelui din vasele cerebrale. Cauze: hipertensiune arterială, care poate provoca spargerea acelui vas de sânge, afecțiuni cardiace și vasculare, fumatul, consumul excesiv de alcool. Manifestări: cefalee severă, deci dureri de cap foarte mari, vărsături, paloare, agitație, hipotensiune, puls accelerat. Ca și măsuri de prevenire pentru aceste boli ale sistemului nervos, evitarea surmenajului, activității nervoase excesive, adoptarea unui stil de viață sănătos, evitarea consumului de alcool, cafea, tutun, droguri, alimentație rațională bogată în fructe, legume și săracă în grăsimi de origine animală, practicarea unui sport.
Acum avem analizatori. Ce boli întâlnim la analizatorul vizual? Cataracta, adică opacifierea totală sau parțială a cristalinului. Cauze: lovituri, diabet, vârsta înaintată, intoxicații sau neutilizarea echipamentului adecvat de către muncitorii care lucrează la temperaturi ridicate, radiații infraroșii, cum sunt turnătorii din fabrici de sticlă. Simptome: pierderea vederii, modificarea culorii pupilei. Conjunctivita este o inflamație a conjunctivei globului ocular, este o boală contagioasă, se transmite prin secreții ajunse pe mâini, pe prosoape, netratată poate duce la orbire. Cauza: un virus, infecție virală. Simptome: inflamarea și înroșirea conjunctivei, senzație de arsură la nivelul ochilor și lăcrimare, scurgere purulentă. Glaucomul, se mai numește în limbaj popular apa neagră, este de fapt atrofierea nervului optic și îngustarea câmpului vizual. Cauze: creșterea tensiunii intraoculare, atrofierea nervului optic, vârsta înaintată, ereditate, boli vasculare și miopie. Simptome: scăderea vederii până la pierderea ei, dureri de cap foarte puternice, roșață în ochi. Măsuri de prevenire ale acestor deficiențe ale analizatorului vizual: respectarea regulilor de igienă a vederii, evitarea privitului îndelungat la televizor sau pe telefoane și tablete, folosirea ochelarilor de soare și a ochelarilor de protecție la locul de muncă, evitarea frigului, vântului și notului în ape poluate. La analizatorul auditiv avem otita, care poate fi externă atunci când este infecția urechii externe sau medie când este infecția urechii medii, cauze: micotice, bacteriene sau virale. Simptome: durere, scăderea auzului, febră, frisoane, stare generală proastă, perforarea timpanului. Prevenire: respectarea regulilor de igienă a urechii. Analizatorul cutanat avem herpesul, care este boala pielii și a mucoaselor. Cauza: un virus. Simptome: erupții de mici vășicuțe pline cu lichid, eroziuni, senzație de arsură și mâncărime. Prevenire: baie generală regulată, spălarea pe mâini cu apă și săpun înainte de masă și după folosirea toaletei, evitarea contactului direct cu persoanele bolnave. La sistemul osos avem deformări osoase. Cifoza înseamnă de fapt cocoașa. Cauze: poziția incorrectă a corpului timp îndelungat, întâlnită la persoane care muncesc stând în poziția plecată, ceasornicar, cismar, cicliști. Simptome: accentuarea curburii toracale a coloanei vertebrale. Scolioza este cauzată tot de poziția incorrectă a corpului și se manifestă, deci simptome, devierea laterală a coloanei vertebrale, caracterizată prin ridicarea unui umăr și coborârea celuilalt. Lordoza, cauzată tot de poziția incorrectă a corpului, este accentuarea concavității curburii lombare a coloanei vertebrale. Piciorul plat este cauzat de statul în picioare timp îndelungat, încălțăminte necorespunzătoare. Simptome: apare în timpul creșterii oaselor, deci la copii, deoarece nu se formează bolta piciorului. Ca și măsuri de prevenire, respectarea unui regim alimentar bogat în vitamine și săruri minerale, efectuarea de exerciții fizice, respectarea unui regim alimentar bogat în calciu și fosfor, respectarea regulilor de protecție a muncii și de circulație. Mai avem aici fracturi. Fracturi pot fi închise dacă pielea rămâne intactă, deschise dacă sunt afectați mușchii și pielea, iar capetele, osul ies la exterior. Cauze: politraumatisme, accidente. Manifestări: dureri, ecchimoze, adică vânătăi, deformarea regiunii respective sau scurtarea regiunii. Entorsele înseamnă întinderea sau ruperea ligamentelor dintr-o articulație. Cauze: mișcări bruște, necontrolate sau traumatisme și se manifestă prin dureri locale, ecchimoze, deci vânătăi, umflături ale articulației. Luxațiile sunt dislocări ale componentelor unei articulații.
Cauze, accidente. Simptomele sunt similare cu cele de la entorse, adică dureri, ecchimoze, umflături ale articulației. La sistemul muscular avem oboseala musculară, cauza activitate fizică dezorganizată, stres care scade randamentul energetic, acumularea de acid lactic, lipsa oxigenului și scăderea substanțelor macroergice, adică ATP-ului din fibra musculară și a glucozei la nivelul plăcii motorii. Simptome: dureri musculare, scăderea forței musculare, scăderea excitabilității și instalarea contracturii dureroase. Cum se previne? Dozarea efortului muscular, evitare sedentarism, tratarea unor boli endocrine și un stil de viață echilibrat. Mai avem întinderile sau rupturile musculare. Cauză: eforturi musculare intense. Sunt destul de frecvente la sportivi. Întinderea excesivă a mușchiului peste limita de elasticitate. Ruptura musculară înseamnă ruperea mușchiului și a țesutului conjunctiv adiacent. Se manifestă prin dureri locale, ecchimoze și tumefierea zonei, vărsături și colaps în cazuri foarte grave. Prevenire: repaus, regim de viață echilibrat, tratament chirurgical în cazuri grave. Iar la aparatul reproducător avem anexita, cauză infecții apărute după avort sau naștere, se manifestă prin dureri lombare, febră, secreții vaginale și hemoragii. Și adenomul de prostată, la bărbat, bineînțeles, cauze creșterea volumului prostatei și compresia vezicii urinare. Poate fi o tumoare benignă, această cauză a creșterii în volum a prostatei. Manifestări: urinări dese și întrerupte, retenția de apă, infecții urinare, litiază și chiar insuficiența renală. Prevenire: respectarea normelor de igienă individuală, viață sexuală normală și, bineînțeles, utilizarea de prezervativ. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-a ajutat acest material. Vă doresc mult succes și până data viitoare, numai bine vă doresc. La revedere!